S-a dat startul sărbătorilor de iarnă în drobeta Turnul Severin. Edilul orașului, Marius Creciu, nu a lăsat ca magia de sărbătoare să dispară chiar și în aceste momente de tristețe. Severinul a îmbrăcat straie de sărbătoare. Iluminatul festiv a fost aprins ieri seară în discreție maximă din cauza pandemiei de coronavirus. Chiar dacă trăim momente triste, primarul municipiului Marius Creciu a dorit să aducă în sufletele severinenilor o bucurie. De momente dificile, chiar de amărăciune pentru noi toți, am considerat că este oportun și în același timp o bucurie pentru severineni să aprindem bradul de Crăciun, să mai îndulcim aceste momente, să fim toți o echipă, să fim alături unii de ceilalți, când, din păcate, în jurul nostru este foarte multă tristețe. Să sperăm că bucuria copiilor noștri, cei care sunt primii care se bucură de aceste momente, să ne bucure și pe noi, să fim toți unii alături de ceilalți. Sunt momente dificile, dar magia sărbătorilor de iarnă ne poate aduce un strop de bucurie, un strop de bunătate tuturor. La mulți ani severinenilor, la mulți ani românilor! Severinenii sunt încântați de faptul că orașul va fi iluminat festiv și în acest an. S-a aprins tot. A fost foarte frumos, dar din păcate situația a fost de așa manieră încât nu ne-a permis să fie ca în ceilalți ani, cu sărbători festive, cu muzică, cu toate. Era un tradițional. A fost frumos și e frumos și rezolvat. Dumnezeu să ne ajute ca la anul să nu se mai repete ceea ce a fost acum. Este frumos și încă se păstrează tradiția de Crăciun. Așteptați momentul ăsta? Da. Nu are aceeași armonie ca nu. Se simte magia sărbătorilor de iarnă? Scriptic, da, dar faptic nu. E diferență între ce a fost și ce va fi. Dacă în anii trecuți evenimentul era anunțat din timp și se adunau sute de persoane, de data aceasta iluminatul festiv a fost aprins în discreție maximă.